lași rolul acestor români plecați din țară, 2-3 milioane, 4 câți ori fi duși pe tot mapamondul ăsta creștin, au făcut să fie și în America ortodoxi români, și în Spania, și în Italia, și tu ia orice țară de pe glob unde vrei și vei găsi români creștini duși acolo. Mici nuclee de ortodoxie. Ei, aceste mici nuclee de ortodoxie nu sunt altceva decât lumânări sau făclii aprinse în întuneric pentru luminarea dreptei credinții. Ei sunt mai tari ca apostolii, ei sunt mai tari ca prorocii, ei sunt mai tari și ca preoți misionari, pentru că ei se duc acolo într-o țară străină, se duc acolo într-o țară străină cu cartea de rugăciuni după ei, și asta am auzit-o eu cu gura mea și cu urechile mele, când femeii care muncește în afară mi-au zis, părinte, zice, știi ce catolică de treabă am, se punea cu mine duminica în genunchi, eu citeam Paraclisul și ea asculta. Și era ori catolică. Și-o zis, să știi că-s frumoasă rugăciunile voastre la voi, mi-au plăcut să mai îmi citești. Deci trebuie să-l condamn pe omul ăla? Ăla face misiune? Ăla face ceva folositor? Și vrem sau nu vrem? Repet și iarăși vă spun, vrem sau nu vrem, noi ortodoxi pe planeta Pământ suntem între 600 și 700 de milioane. Atâția ortodoxi suntem pe tot globul pământesc. Să nu mai punem faptul cât de disparați suntem. Cu stiluri, cu parastiluri, cu autocefalie, cu independență, cu ăla ține de ăla, ăla ține de ăla. Dar pe fața Pământului atâția suntem. 600 de milioane până în 700. Dar să nu uităm că pe glob, dacă Dumnezeu n-ar îngădui prin îngerii Lui veghetori ai Pământului și ai neamurilor, noi n-am existat într-o zi. Există 1,5 miliarde de catolici, ca să țineți minte. Deci de 3 ori cât creștinii la un loc ortodox. Să nu uităm că mai sunt câteva sute de milioane de protestanți, care sunt tot trupi din catolici, cum ar fi la noi. Sectele astea raționaliste, adventiști, penticostali, jehoviști, așa au și ei protestanții cu care încearcă o colaborare, dar și aia, la timpul și la vremea lor, prin Zwingli, prin Calvin, prin Luther, prin așa, au făcut și ei nenorocirile lor. După aceea, să nu uităm că avem 1,000,000,000 de musulmani pe glob. Să nu uităm că avem pe glob 1,000,000,000 și ceva de budiști, hinduși, zeniști, taoiști și ce ori mai fi ei, religiile astea asiatice, care țin de China. Deci gândiți-vă că China are aproape 2 miliarde de oameni pe glob, din care sunt șateii comuniști, dar sunt budiști, sunt taoiști, sunt zeniști, sunt confucianiști, noi nu le știm toate. Ce vrem noi ortodoxi să facem? Să eradicăm toată planeta, ce să facem, să-i ucidim și să stăm noi singuri semnatari și drept creștini, măritori, vețuitori pe planeta Pământ și ceilalți trebuie să dispară? Dacă Dumnezeu i-a îngăduit să se nască și să existe, nu poți tu ca ultra-ortodox să-i ștergi de pe planetă. Deci când dați de fanatici din ăștia, nu-i mai luați în seamă. Bat câmpii. Deci toată lumea are loc pe Pământ. Dacă ești creștin ortodox adevărat, ține-ți dreapta rânduială. Fă-ți pravila, fă-ți canonul, fii un trăitor autentic, fii un propovăduitor al Evangheliei autentic, fii un elaborat rugător, ca așa spune Evagri, vrei să fii teolog, roagă-te, sau cel ce se roagă este teolog. Și în felul acesta, noi viețuim împreună cu ei. De ce trage toată lumea în America ca la muștii, dacă acolo sunt numai protestanți și toate religiile lumii, toate scientologiile și nebuniile lumii, toate le găsești în America? De ce trag ortodoxi acolo, ci nu stau aici în cuibarul lor ortodox în România, ci caut în străinătate? Adică vrei și cu slănina unsă, știi, pe varză, dar și cu porcul întreg în coteț și cu polobocul din început de murături. Nu se poate. Deci trebuie să trăim într-o epocă civilizată în care nu amestecăm curentele religioase cu trăirea personală,
Dar nici nu suntem noi avocații altor religii. N-avem dreptul noi să facem lucrul ăsta. Niciodată și nicăieri. V-am mai spus odată. Cât timp nu suntem ortodoxi și autentici, Dumnezeu era Dumnezeu. O coborâ pe pământ 3 ani și jumătate. O stat între ei în activitate mesianică. Așa cu un deget putea să facă numai. Și fiecare fariseu era mort. Îi se oprea inima. Că era Fiul Dumnezeu. Băgau o spaimă în tăți. Se făceau toți următorii lui, urmașii lui Iisus și urmăritorii ai poruncilor lui în jumătate de lună. Nu. L-a lăsat pe fiecare să gândească ceea ce vrea el. O spus așa. Am și alte oi care nu sunt din staulul acesta și pe ele să cade să le aduc la Tatăl. Pentru că eu și Tatăl una suntem. Și precum eu și Tatăl una suntem, așa și voi trebuie să fiți toți una. Ați văzut ce frumos se exprimă în Evanghelie, la modul general. Cel ce vrea să vină după mine, să vină după mine. Dar dacă vrea, poți tu să te duci ei, catolicul cu pistolul, protestantul, sectarul, de pe stradă, să-i spui, ori te treci la ortodoxie, ori te împuși. Nu există așa ceva. Da, numai fanaticii, deci ultra-ortodoxi, talibanii cretani, eu așa li spun. S-o strâns câțiva răzvrătiți la minte și câțiva rătăciți care cred ei că poate să existe o biserică fără episcop, poate să existe o biserică fără ascultare, fără rânduială, fără disciplină ierarhică în biserică. Nu există așa ceva. Fac ei sinoade, marile sinode nu știu unii, marile sinode nu știu unii, preoți tineri, școliți, oameni cu carte, buni, folositori bisericii, care ar putea fi buni, care ar putea fi buni maestri ai cuvântului în vederea promovării ortodoxiei la modul, cum să spun, la modul pozitiv, la modul cel adevărat. Nu, ei s-au pus predicile lor spre eradicarea episcopilor. Da. Și cineva mi-a și trântit-o în față. Ce v-au plătit ăștia mari ca să vorbiți în numele lor? Nu m-a plătit nimeni. Apostolul Pavel mi-a spus. Cine nu ascultă de voi, de mine nu ascultă. Și cine nu vă primește pe voi, pe mine nu mă primește. Și pe Tatăl cel care m-a trimis. Iar cine ascultă de voi, de mine ascultă. Și de Tatăl care m-a trimis. Deci, este regulă când găsiți, o venit odată o beată femeie de la Sibiu și mi-a zis, părinte, duhovnicul meu, mi-a zis să nu mai merg în biserică, îmi spomenește episcopul. Stai liniștit, zic că ai lucrarea lui dracu, du-te liniștită la biserică, cum ai mers și până acum 60 de ani și stai cu minte. Dar n-am niciun păcat, nu ai niciun păcat. Nu există așa ceva. Nimeni nu-ți poate smulge ortodoxia din suflet. Te-ai născut creștin-ortodox, creștin-ortodox mori. Te-ai născut cu Evanghelia lui Hristos, cu Evanghelia lui Hristos mori. Te-ai născut cu Euharistia, cu Euharistia mori. Te-ai născut în fața Sfântului Altar, din fața Sfântului Altar te duce preotul la groapă. Te-ai născut cu împărtășania în linguriță din mâna preotului, de acolo te duci și-o ei. Tot timpul. Deci nu are treabă. Poate să facă 1000 de sinoade. Luați toată istoria Bisericii Universale, și vă dau o singură pildă, îl mai țin minte de la școală, că nu am toate nebuniile în cap. Era unul Barsaumas, un mare nebun, un mare răzvrătit din ăsta, exact cum se aștea cu Creta acum, și era un patriarh Ioan, foarte blând. Se cheamă un sinod tâlhăresc, el se numește. Și s-au dus aia acolo și s-au adunat la sinodul respectiv, au intrat talibanii ăștia cu pare, au bătut părinții de la sinod, pe patriarh l-au omorât și-au dovedit ei că sinodul e a lor e bun, care l-au ținut ei cu bâtile. A trecut istoria, s-a terminat sinodul, credința ortodoxă, tot ortodoxă a rămas. Dar cel mai civilizat și cel mai educat a fost Grigorie Teologul, pe care îl pomenim astăzi, patriarhul Constantinopolului, confundat de multe ori cu Grigorie din Azians, ceea ce nu e adevărat, ăla-i tatăsu. Dar cei care nu îl suportau vreodată și nu îl recunoșteau ca și patriarh de Constantinopol din ură, îi spuneau Grigorie din Azianz, adică din locul de unde s-a născut, că nu a avut ce căuta, adică la scaunul de Constantinopol. Acest patriarh, când a văzut că te-s ditâmpiți toți și cu ce preocupări se ocupă, o să spune așa, fraților, dacă asta e biserica și asta va aduce vouă liniște, la revedere. A lăsat funcția de patriarh, s-a retras liniștit pe moșia lui și a scris băiatul tratate teologice, nu putem noi azi citi cât a scris.
Au făcut o mănăstire de maici, au văzut și ei sunt îndărătnici, le-au lăsat apa lor să se conducă după disciplina rânduielilor, că era deja rânduieli mari al lui Vasile cel Mare, reguli mici și reguli mari, aveau după ce se lua. S-a retras liniștit omul și a scris imni teologici, imni de dragoste divină, imni de iubire dumnezească, tratate despre Dumnezeu, tot. Citiți, să vedeți cam ce scrie Grigore teologul. De ce vă spun lucrul ăsta? Omul s-a dedicat în dumnezeire, nu polemice. Exact așa s-a exprimat. Dacă Iona s-a aruncat în apă și s-a potolit marea, și eu mă arunc în marea lumii ca să fie liniște. Puneți-vă pe cine vreți. Ioan Gură de Aur la fel. Alt mare, că și pe el îl sărbătorim zilele astea. Acuș. Tot patriarh în Constantinopol. Cel mai râvnit scaun, cel mai mare scaun. Patriarhia ecumenică, universală. Ăștia la fel. Cârcoteală, la împărat. Cârcoteală, la împărăteasă. Dul în Surghiun. S-a dus în Surghiun și am mai auzit o discuție foarte interesantă, tot o tematică unui mare teolog, că se comenta ceva de genul că sfinții nu făceau mărturisire, ba, chiar foarte făceau, că sfinții erau desăvârșiți, adică ăștia care s-au răzvrătit acum și fac pe anebunii și au găsit, vezi, Doamne, comparația, feeling-ul, dacă vreți, filiația spirituală a lor în mari ierarhi ai lumii, în Foti, în Maxim Mărturisitor, în Grigori Palama, în ăsta la altul, Marcus Evgenicus, în Ioan Gură de Aur, în Grigori Teologul, ei sunt deja reîncarnările acestor mari teologi. Și au spus, așa cum ăștia s-au lăsat în seama lui Dumnezeu, așa ne lăsăm și noi. Stai, băiete, dar tu ai ajuns la măsura lui Ioan Gură de Aur și al lui Grigore Teologul. Îi scrie episcopul Chiriac. El era deja la Cucuze, în Comanie, departe, exmatriculat, cum se spune, din biserică, dus cu forța în exil. Și Chiriac, care era un temător de Dumnezeu și un episcop mai cu evlavi, îi scrie, știu, Ioane, că suferi, știu că ești în mare întristare de suflet, știu că ești în mare necaz și durere. Dar ce pot eu să-ți fac? Cumva să-l consoleze. Și la care Sfântul Ioan îi scrie o scrisoare de sfânt. Stai liniștit, o, părinte Chiriac. Dacă m-ar omorî cu pietre, l-am pe Ștefan. Dacă m-ar batjocori și m-ar ocări în fața lumii, l-am pe David, când l-a batjocorit Abesalon. Dacă m-ar tăia bucăți cu ferestrăul, l-am pe Isaia. Și-a început să dea sfinții care au pătimit în scripturi mari martirii, care erau absolut nimic pe lângă ce trăia el acolo liniștit în rugăciunea lui unde era exmatriculat. Dar în schimb Evdoxia împărăteasa când a murit așa îi făcea mormântul, parcă era cu tremur chiatra de la mormânt, nu mai avea stare. Arcadii, care era un temător de Dumnezeu totuși, se sfătuiește cu mari oameni ai bisericii și îi spune: vezi că mama ta s-a luat de Ioan Gură de Aur și până unii omări s-a răutatea. Să nu credeți că biserica a fost întotdeauna o catifea frumoasă cu purpură și cu brocart și cu cadelnițe pe margine și cu serafim și cu îngeri. Nu, au fost valuri mari. Deci, Ioan Gură de Aur, când i-au adus înapoi moaștele după 150 de ani sau după 50 de ani, nu mai știu exact ca să nu vă spun o aberație de dată cronologică, l-au dus în biserică unde era mormântul împărătesei. Și când a binecuvântat mâna Sfântului Ioan Gură de Aur, a încetat tremuratul mormântului și a găsit și săcătura liniștii mormânt. Pentru că se băgase în treburile biserice. Astea au fost dintotdeauna. Sfântul Atanase cel Mare, cinci exiluri. Și ce spune Sfântul Atanasie cel Mare? Este și el întrebat la rândul lui. Vreau să vi le spun logice, ca tot dogme v-am spus, v-am umplut capul cu prostii.